Săptămâna a început cu o serie de evenimente culturale dedicate bibliotecii și bibliotecarilor. Pe meleagurile lui Eminescu, manifestările au avut o amploare deosebită. După activități desfășurate la Biblioteca Județeană Mihai Eminescu, astăzi, la Memorialul Ipotești, evenimentele culturale au continuat cu expoziții filatelice marca Mihai Cornaci, dar și expoziții de carte rară. La Ipotești, Biblioteca Județeană și-a scos la lumină toate comorile sale unicate în țară. Biblioteca noastră a adus aici o foarte mică parte din comorile pe care le are, marcând astfel și cei 135 de ani de lectură publică la Botoșani. Este vorba de fondul Eminescu și, după cum ați văzut, sunt piese rare, edițiile Maiorescu, ediții pe care nu le mai are nicio bibliotecă județeană, în niciun caz. Aceste ediții cu poezii ale lui Eminescu, vechi de aproape 150 de ani, din colecția marelui cărturar Titu Maiorescu, au fost prezentate la Ipotești în original, fiind singurele de acest gen din România. Ca să nu lungesc foarte mult, am să încerc să vă prezint edițiile Maiorescu. Suntem, din informațiile pe care le avem, singura bibliotecă ce deține colecția completă a celor 11 ediții a volumului de poezie Eminescu îngrijite de Maiorescu. Aceste comori ale patrimoniului cultural botoșenean vor fi prezentate în cadrul aceluiași eveniment dedicat bibliotecii și la Universitatea din Bălți, dar și la Târgul de Carte din Suceava. Săptămâna aceasta avem mai multe activități în colaborare cu Biblioteca Județeană Mihai Eminescu și în colaborare cu Biblioteca Științifică a Universității de Stat Aleco Ruso din Bălți, Republica Moldova. Urmează să avem un eveniment acolo vineri cu prezentarea fondului documentar de la Memorialul Ipotești și a Bibliotecii Județene. Mai mult decât atât, în urma unei colaborări dintre Memorialul Ipotești și Biblioteca Județeană Mihai Eminescu, a fost pus la punct un proiect prin care toate raritățile editoriale și documentare despre Eminescu de la Botoșani vor fi puse la dispoziția tuturor celor care vor dori să le cerceteze. Vom prezenta și la Suceava și la Bălți o ofertă de stagii de cercetare la memorial, oferindu-le celor care vor dori să vină să facă, să stea aici și să cerceteze opera lui Eminescu, accesul la biblioteca noastră. Și avem acordul doamnei director a Bibliotecii Județene, de asemenea, ca aceste persoane să aibă accesul la fondul de carte a Bibliotecii Județene. La Botoșani există o tradiție de aproape 140 de ani a bibliotecilor publice și a încurajării lecturii pentru toate categoriile de vârstă.